vom învăța să scriem refrenul melodiei Jingle Bells în platforma Chrome Music Lab. Pentru început, vom analiza partitura pentru a ști ce setări trebuie stabilite pentru melodia noastră. 1. Observăm că avem nevoie doar de note naturale, iar înălțimea acestora se întinde de la Do 1 până la Sol 1. Deci, din setări, vom lăsa la Start On pe Middle C, adică pe Do central în notația literală și Major Scale, deoarece ne aflăm în tonalitatea Do major. Din câte măsuri este compusă linia melodică? Analizând partitura, realizăm că aceasta este compusă din 16 măsuri. Din setări vom modifica lungimea fragmentului muzical, alegând 16 măsuri. La range vom alege o octavă, deoarece nu avem nevoie de mai multe note pentru realizarea liniei melodice. Din lecția anterioară știm că nota de un timp este compusă din două pătrățele, unul reprezentat de notă, iar al doilea reprezentat de pauză. Deci, primul mi este o notă de un timp. Vom completa primul pătrățel cu notă, iar următorul cu pauză. Un alt mi și o altă pauză. Cel de-al treilea mi va fi urmat de trei pauze, deoarece acest mi durează doi timpi. Câte pătrățele de jumătate de timp alcătuiesc doi timpi? Corect! 4! Repetăm formula în următoarea măsură muzicală. Mi, Sol, Do, Re, iar în măsura a patra avem un mi și pauze până la finalul măsurii muzicale, deoarece acest mi are valoarea de 4 timpi, adică de o măsură întreagă. Ascultăm! Vom continua cu măsurile 5 și 6. Apoi măsurile 7 și 8. Ascultăm! În acest moment am putea alege și percuția pentru a dinamiza puțin linia melodică. În principiu, punem toba mare pe timpii accentuați, adică în cazul măsurii de 4 pătrimi, pe timpii 1 și 3 și premierul pe timpii neaccentuați, 2 și 4. Apoi putem diversifica percuția în funcție de cum ne sună bine. Acum că știți cum funcționează, încercați să creați și propriile melodii în funcție de simțul vostru artistic.